Magistrații Tribunalului Constanța au judecat cazul bărbatului de 57 de ani acuzat că și-a înjunghiat soția cu mai multe lovituri de cuțit după un scandal de proporții la domiciliul celor doi din cartierul Constanțean Viile Noi. Judecătorii au hotărât că acesta să rămână în spatele gratiilor probele incriminându-l pe principalul suspect. Decizia adoptată de magistrați poate fi atacată la Curtea de Apel Constanța. Reamintim că tragedia s-a petrecut în cursul dimineții de 19 iulie. Autorul crimei și-a pierdut cumpătul în urma unei crize de gelozie și și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit în zona inimii, abandonând-o într-o baltă de sânge pe podeaua din baie. La scurt timp, după comiterea faptei, acesta a sunat la 112 pentru a anunța grozăvia, apoi s-a predat de bunăvoie polițiștilor constanțeni. Potrivit anchetatorilor, victima urma să intenteze divorț, acesta fiind și motivul care l-a scos pe bărbat din sân. Crima s-a petrecut în timp ce copilul celor doi de 13 ani se afla în locuință, în acest caz fiind sesizată și Direcția pentru Protecția Copilului Constanța, care a demarat o anchetă socială.